Dacă ar fi ceva să scrie pe mormântul meu, ar vrea să scrie cititor. E singurul lucru pe care l-am făcut serios în viața mea. Și nu mă refer doar la cărți. Citit. Îmi place foarte mult să citesc. Până la pierderea timpului. Citesc trash, citesc bilete de tren, citesc Facebook, citesc orice. Asta nu înseamnă că despre ce voi vorbi acum face parte din această categorie. Asta e altceva. Ce se întâmplă când mori, da? Păi când mori, dacă ești foarte important, atunci statul face funeralii naționale, se declară o zi de doliu sau trei zile, dacă ești și mai important, dacă ești și vreun președinte ratat, se trag drapelele în bernă. Televiziunile, radiourile dedică fel de fel de emisiuni stupide la adresa ta, în ziare îți apare poza ta cu un chenar negru și 1100, 1 milion de oameni vin la mormântarea ta, se iau la bătaie, îți răstoarnă coșugul și după aceea, ani de zile, se scrie despre acel moment. Dacă se întâmplă și tragic, în cazul prințesei Diana, e o afacere extraordinară. Ergo, de fapt, am scris cineva săptămâna asta despre moarte și mormântări. Dimensiunea vieții noastre e dată de mărimea mormântării, nu? Cu cât ești mai mare, cu atât mormântarea e mai barosană. Personal, cred că există o doză de orgoliu în toată istoria asta. Băi, ce mormântare tare am avut. Mii de oameni, milioane. Dar, din păcate, nu trăiești să o vezi. Sau în momentul în care ea se întâmplă, tocmai tu, invitatul de onoare, individul care participă la această istorie, principalul pion, nu ești prezent.